Accident violent la Formula 1, marele premiu de la Imola a fost întrerupt în turul 32 după ce piloții de curse George Russell și Valtteri Bottas s-au ciocnit brutal la peste 300 de km pe oră. Cei doi au avut parte și de un moment tensionat când Bottas s-a dus și a tras o palmă peste casca adversarului său care l-a scos din cursă. Russell l-a izbit în lateral pe Bottas după ce a alunecat pe iarbă, iar cei doi au intrat direct în parapet. După accident, cele două mașini de curse s-au făcut praf. Din imagini se vede că au lăsat o mulțime de resturi pe circuit. S-a ridicat steagul roșu de pe margine, iar cursa a fost oprită pentru a se curăța pista. Imediat după ce s-au ciocnit, Russell s-a dat jos din monopostul Williams și s-a dus glonț la bota, căruia i-a tras o palmă peste cască. Finlandezul nu a rămas dator și i-a arătat semne obscene. În discocul secund, chiar dacă a suferit la rândul său un accident, pe trei a terminat un alt britanic, Lando Norris, de la McLaren. De-a lungul timpului, la Imola au avut loc mai multe tragedii. Ediția din 1994 a fost însă cu siguranță cea mai dramatică. Roland Ratzenberger a murit după ce a pierdut controlul monopostului în calificări. Iar o zi mai târziu, aici a pierdut viața marele campion Ayrton Senna, după ce a lovit un zid de beton la viteza de 211 km/h, tot în virajul Tamburello.